Dacă iubești un om, îi dai inima ta și inima de la salată. Bonjurică, bonjurică și bun găsit la Farfuria lui Exarhu, ediție specială de Rămas Bun de la anul care a trecut și bun găsit anul care vine. Acum, eu v-am pregătit niște lucruri pe care să le puteți face repede, să le puneți pe masă și să scăpați de grijile astea și să vă concentrați pe petrecere. Tuturor ne place crusta, tuturor ne place puiul prăjit, bun. Bine, puteți să faceți asta și cu porc și cu tot ce vreți voi, dar na, știți cum e lumea fandosită. Când are 10 cm de crustă, de pane, zice, aș vrea ceva ușor. Și atunci, evident, am ales un puișor. Avem aici un pui într-o crustă foarte, foarte, foarte crocantă, care e pe bază de chefir. Dar hai să lăsăm chefirul și mai bine să ne concentrăm pe această rețetă. Rămâneți cu mine, aflați cum se face și mai aflați de la mine că sunt primul care vreau să vă ureze la mulți ani! Încingem o tigaie, luăm niște semințe de coriandru, să aveți grijă că o să sară. Fulgi de usturoi pisați, pudră, fulgi de ceapă. De să le prăjim un pic, ca să scoată tot ce e mai bun în ele. Nu le ținem mult, trebuie să le ardem. Ne oprim. Aducem un mojar sau un mortar, cum mai spun cei care au învățat cuvântul mojar în engleză întâi. Și... Da, e ca la ouăle de Paște, nu știi cum să faci cu asta. Unde să lovești mai întâi. Zdrobim frumos compoziția asta. Sare. O să spuneți că e în buclă. Nu e în buclă, e foarte bine așa. Piper. Și niște fulgi de chili sau boia. Amestecăm foarte bine această compoziție de făină aromată. O punem într-un borcan și mai folosim și data viitoare. Nu o să tăvălim pui prin toată făina asta. Vă dați seama. Am făcut compoziția, acum așteptăm să se încingă uleiul și, cum spunea și Bob Marley înainte să o ceapă scenă, dăm drumul la prăjeală. Sare și piper. Aici avem chefir, făina aromatizată. Putem să punem un pic de sare și în chefir. Punem noi și în aeran, dar nu în chefir. Luăm bucățica de pui, o dădem puțin prin făină, scuturăm excesul, o dădem puțin prin chefir. După aia o mai dădem puțin prin făină. Și după ce am dat-o prin făină, aruncăm în ulei și repetăm. Da? Avem crustă, avem valoare, chiar e foarte, foarte crocant. Avem niște muștar clasic, muștar cu boabe, un pic de chefir, un pic de lămâie, și un pic de sos iute, ca să ne mai revină viața în obraj. Bun, facem această compoziție, care sigur că ne promitem n-o să se mai întâmple la an, de la an începem o viață nouă, n-o să mai mâncăm așa ceva. Mă rog, vedem și noi ce putem face. Da, gustăm. Suntem oameni. Om. Necum să nu mai mănânci asta la an. Scuze. Ăsta e adevărul. Dar mai e un amănunt, pentru care militez, dar cine mă ascultă? Dacă iubești un om, îi dai inima ta
și inima de la salată. E, și atunci eu aș pune o inimioară din asta de salată, i-aș da cu puțin ulei de măsline. Asta e bună, e foarte important să fie rece, ca să ne înțelegem. Atât trebuie. Dacă este proaspătă și rece, este totul de pe lume. Bine, și puțină dragoste, știți, un iart, un apartament la Monte Carlo, adică sunt lucrurile simple, cum spunea și doamna noastră Mihaela Rădulescu, dar până atunci, un strop de suc de lămâie, sălățică, avem sos, avem pui. Ați rămas cu mine, ați văzut cum se face, gătiți, mă pomeniți, să petreceți frumos și nou an, să mâncați bine și să fiți bucuroși și mai ales să aveți o viață plină de gust. La mulți ani!